Am bucuria să fiu alături de un personaj pe care eu l-am admirat de mai mult timp. L-am admirat cunoscându-l pe internet. Ne aflăm pe Facebook. Mai precis pe Facebook. Ne aflăm în capitala Australiei, Canberra, la sfârșit de an 2016 și stăm de vorbă cu domnul Dan Barbulescu. Și aș vrea să ne spună, și vă rugăm, domnule Dan, să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră, ultimii ani de activitate, ca să ne facem o idee despre dumneavoastră. Mulțumesc pentru ocazia de a da un, un interviu. O să încep cu a doua jumătate a vieții, adică cea capitalistă. Am făcut facultatea de matematică a Universității București, jumate în socialism, jumate în capitalism. Și după ce am predat matematică la liceu din București, Mice Eliade, am dat seama că trebuie întâi construit capitalismul care să își permită să plătească bine profesorii și apoi mă gândesc să revin în educație. Da. Deci, primul ceac, se număr câteva din realizările personale. Fiind redactor la ziarul Bursa, în 1993, am demonstrat matematic faptul că schema piramidală Caritas se va prăbuși cu 4 luni înainte de falimentul acestea. Bineînțeles că am putut salva economiile câtorva cititori, sau mai mult sau mai puțin, ai ziarului Bursa. În 1996 am înființat primul indice al pieței de capital din România, fiind director de cercetare, Head of Research, la Vanguard Securities, companie de brokeraj fondatoare a Bursei de Valori București. Indicele se numește VAB Index și a fost distribuit și pe Reuters, pe Bloomberg. Deci, cu vreo 5 ani înainte, un indice oficial calculat chiar de Bursa de Valori. În 1998 am fondat prima agenție de credit rating românească, Bucharest Equity Research Group. Și unul din produsele acesteia, Star Rating, a fost premiat de revista Piața Financiară pentru transparență pe piața de capital în anul 2008. Tot în anul 2008 am fondat Cocor Media Channel, cea mai mare media afacere din Europa, cu 3000 de metri pătrați de ecrane pe bază de LED și iluminații tot pe bază de LED, care a fost pornită la 1 decembrie 2008, de ziua națională, un cadou pentru România. Din păcate n-am putut avea cel mai mare volum, deoarece tot în același an a fost construit o media fațadă în China, mai mare ca cea din București. Investiția a costat 3 milioane de dolari, s-a amortizat în 3 ani. Am încasat 5 cenți pentru fiecare mașină care trecea în fața magazinului. În 2009 am construit și calitate de director general al grupului Bocor și președinte de CEA, am construit și cel mai mare spa de România, cu o suprafață de 3000 de metri pătrați, Bocor Spa din Neptun, un mare succes, mai ales că a fost premiat de Fashion TV 2 ani la rând, pentru cel mai atractiv spa din România. Una dintre cele mai plăcute realizări pentru mine a fost alea celebrităților din piața timpului, între turnul Bărăției și magazinul Cocor, și media fațada magazinului Cocor, un proiect pentru care am primit și premiul revistei VIP pentru proiecte culturale, unde am avut ocazia să dezvelesc stele ale iubiților actorii români, Florin Piersic, Victor Lenciuc,
Perigan, Maier Morgenstern, și pot să spun că am generat un trend în care mai multe instituții media din țară au început să reviziteze valorile culturii și artei românești. Foarte interesant. Între 2004 și 2007 am fost administrator la Holchim, singurii 3 ani din ultimii 20 în care societatea a fost pe profit. Între 1998 și 2008 am administrat portofoliul minoritar al Fondului de Investiții American Brokers Investments Limited, care are, avea o valoare de 300 de milioane de euro ca valoarea portofoliului și fiind investit în peste 2000 de societăți comerciale prin programul de privatizare masă. Bineînțeles, am și reușit să genereze exituri foarte profitabile pentru investitorii de la acestui fond. În 2014 am primit distinția rotariană anului din partea clubului Rotary din Canberra, cel mai vechi din Australia, fondat în 1928, pentru dezvoltarea aplicației Canberra Trial Pass. În 2014 am fondat Romanian Australian Business Network și Romanian Science and Technology Research Network, grupuri pe LinkedIn care au peste 100 de membri și datorită cărora am reușit să fondez un consorțiu într-o universitate organizată în Constanța și o companie din Canberra care deține proprietatea intelectuală pentru energie termosolară, Sunrise CSP. Acest consorțiu a câștigat un grant din partea guvernului australian pentru a promova și a transfera acest know-how către țări din Uniunea Europeană, care, bineînțeles, a inclus și România. Din 2015, în calitate de consilier voluntar al ambasadorului României, Mineta Barbulescu și soția mea, iubită, am participat la activitatea de promovare a ofertei șantierului naval Dan din Galați pentru construirea spărgătorului de gheață al diviziei antarctice a Australiei. Un contract de construire și operare pentru care durează 30 de ani și valoare la 2 miliarde de dolari. Cu ocazia asta, sunt sigur că în 2011, când se va lansa la apă, se vor tripla exporturile României către Australia. A fost important acest lobby, deoarece a fost semnat contractul înaintea campaniei electorale din Australia, din iunie, când se dezbăteau și problema, se dezbătea și problema exportului de joburi din Australia. De ce? Și au șantiere navale, de ce nu le construiesc în Australia, le construiesc în România? Și răspunsul este că România a fost mult mai pregătiți din punct de vedere IT și design și au reușit să aducă, să găsească un preț mai bun într-o perioadă mai scurtă de timp în licitația respectivă. În anul 2015, în calitate de consilier de business voluntar al ambasadorului României în Australia, Mineta Barbulescu și iubita mea soție, am participat la promovarea ofertei șantierului naval Galați, Damon Shipyard, pentru construirea spărgătorului de gheață al diviziei antarctice australiene. A fost foarte important că acest contract s-a semnat înaintea alegerilor federale din 2016, care au avut loc în iunie, deoarece o temă electorală era și exportul de joburi. De ce să construim în România când se poate construi în Australia un spărgător de gheață? Și rapiditatea cu care a fost
finalizat contractul, proiectarea și evaluarea icebreakerului de către echipa de cercetare de la Galați, a oferit un avantaj competitiv ceea ce s-a finalizat prin semnarea contractului. E un exemplu de cooperare în cadrul UE. Contractorul principal este britanic, constructorul, proprietarul șantierului este olandez, Damen și Piață. Construcția are loc în România, iar o parte din design a fost făcută în Danemarca. Ce e important, că acest contract în 2019, când va fi lansat la aprobat, tripla, cel puțin va tripla exporturile din România către Australia. Tot în acest an am, în calitate de administrator al societății comerciale Oil-Tenal Constanța, am reușit să promovez societatea în consiliul care am fost confirmat de 4 ori în ultimii 3 ani, de când locuiesc în Australia. Am reușit să promovez serviciile terminalului către ambasadorii din Iran și din Arabia Saudită, chiar imediat după ridicarea embargoului impus de Uniunea Europeană pentru importul de țiței din Iran. Și ca o consecință, primul export de țiței iranian către Uniunea Europeană a ajuns la Constanța. Bineînțeles, și conjunctura pieței, dar și faptul că am reușit această promovare, profiturile societății au crescut semnificativ față de bugetul de venituri și cheltuieli. Și sunt convins că și acționarii sunt mulțumiți pentru aceste profituri. Care este cea mai importantă realizare a dumneavoastră, domnule Dan Barbulescu? Cea mai importantă este familia, alături de Nineta și cei 4 băieți ai noștri, Tudor 22, Victor 19, Cristian 14 și David 9. Să vă trăiască! Mulțumim! Și trebuie să spunem că doamna Nineta este ambasadorul României în Australia și Noua Zeelandă. Și Noua Zeelandă, da. Și acum locuiți aici. Da. De câți ani? De 3 ani. De 3 ani locuiți. Și cum ați reușit să fiți confirmat de 4 ori consecutiv la Oil Terminal Constanța, Consiliul de Administrație, vreau să spun, având în vedere că locuiți de atâția ani în Australia? Foarte simplu. În primul rând, legea, statutul Oil Terminal permit prezența la ședințele Consiliului de Administrație prin mijloace electronice, Skype, teleconferință, e-mail, și în al doilea rând sunt de 10 ani cu câteva întrerupere administrator la Oil Terminal și cunosc foarte bine problema acestei societăți. Ce să spun, am educat colegii administratori foarte mult și curba de învățare câteori era mai plată, alteori mai abruptă. Cert e că s-au pus în aplicare niște idei bune pe care le-am avut și societatea se îndreaptă acum pe un drum mult mai bun. Toate aceste realizări le-ați obținut, consider eu, sau dumneavoastră puteți confirma, deoarece sunteți la bază matematician, a avut matematica un rol predominant sau decisiv în succes? Matematica m-a ajutat să înțeleg sectorul de investiții financiar și să am făcut research, cercetare de privind acțiunile și obligațiunile pe toate cele 3.000 de companii românești, care au fost un program de privatizare de masă
Și bineînțeles că instrumentele statistice și matematice au avut un aport semnificativ pentru a comunica mai departe care sunt cele mai bune societăți la care să îți pui cuponul nominativ de privatizare. Chiar am participat la un program în care am trimis 1000 de scrisori, deci prin anul 1997, un milion de scrisori către români din toate județele țării, recomandându-le top 10 societăți în care să-și depună pom. Și prin această acțiune de consultanță gratuită financiară s-a reușit ca peste 75% din cupoane să se concentreze în 100 de companii. Și ca cele mai valoroase societăți din România să aibă lichiditate pe piața de capital, fiindcă s-au listat după aia la bursă și pe piața Nasdaq. Foarte interesant, vă spun sincer că sunt impresionat și acum putem încuraja pe tinerii din ziua de astăzi să învețe matematica mai cu interes, cu mai mare interes. În Australia, curicula este orientată pe dezvoltarea de competențe și nu pe memorizarea formulelor sau... Din păcate, și în România, guvernul dorește să schimbe paradigma în educație pe acest model al dezvoltării de competențe. Și impact major au și pe științele matematice, tehnice. Copiii nu trebuie să mai vadă în matematică, așa cum e actuala curiculă în România, o știință plată, greu de pătruns. Ei trebuie să o învețe în joacă. Sunt foarte multe, foarte multe aplicații care pe tabletă, care atrag copiii, chiar Minecraft e un joc care învață copiii orientarea în spațiu, geometrie tridimensională. Și acest fenomen care îl văd dezvoltat aici, chiar dacă viteza internet în Australia e mult, mult mai slabă decât în România, gamification, utilizarea jocului cu educația, este un trend care trebuie să influențeze curicula și de România. Da, spuneți-mi, ați avut un vis la Revoluție, să construiți capitalismul. Da. S-a împlinit ceva din acest vis? Păi pot să spun că, în primul rând, s-a îndeplinit parte în vis al părinților și bunicilor mei, ca odraslele lor să fie cu o treaptă mai domnă. Și faptul că acum în România cea mai mare, cea mai ridicată creștere economică din Uniunea Europeană e o dovadă a împlinirii acestui vis. Înțeleg că v-ați atins unul dintre obiective și aș vrea să vă întreb, în legătură cu alea celebrităților, cum ați ajuns să inițiați acest proiect? Sunteți un cinefil? Da, plac filmele. Merg mai puțin la teatru, dar am copiat ideea de la Hollywood, da, o cafea, și am avut și un interes în actuala piață a timpului. Era o parcare pe domeniul public, era o parcare unde cred că cu plată, dar care înfura din clienți.
în proiectul de reamenajare a magazinului Popor au fost și 200 de locuri de parcare. Deci în spatele magazinului. Da. Și am inițiat un proiect circular în genul ansamblului de la Sarni Segetuza, acel calendar solar, pe această parcare, finanțată din de către societatea Cucuresa, care e privată și e listată la Bursa de Valori. Dar nu am desenat stelele pe acest proiect. Proiectul s-a aprobat, am făcut amenajarea și începând cu ianuarie 2011, am împreună cu cinemagia.ro, am inițiat un proiect în care userii românii au fost invitați să aleagă luna ianuarie dintr-o listă de actori cunoscuți, născuți în luna ianuarie, care merită primul o stea pe aleea celebrității. Și Florin Piersic a ieșit detașat pe locul întâi, am comandat steaua, am anunțat evenimentul chiar de ziua maestrului Florin Piersic și bineînțeles a fost foarte mediatizat, cred că toate televiziunile au fost prezente. Și a urmat Victor Revenciu, din păcate tatăl meu a decedat și nu am putut participa atunci, dar la luna martie, când a fost de rândul lui Radu Beliga, și sunt sunat de la primărie să mă roage să invităm și pe ei la decernarea stelelor. Și am răspuns cu mare plăcere, numai că nu veți putea intra cu mașina, fiindcă de mai mult de 3 luni e o cerere cu avizul poliției pentru a face dublu sens prin spatele prin spatele magazinului Cocor. Și de 3 luni n-ați aprobat această cerere normală pentru a avea un flux, un circuit al mașinilor normal. Da. Și ce să vezi, în 2-3 săptămâni am primit aprobare pentru ca primarul să poată veni și să asiste la decernarea stelelor celebrităților. Deci e un happy end reușit. Poate că alți investitori au avut mari probleme cu aprobările de la primărie, ceea ce se vede și astăzi, corupția împiedică multe investiții frumoase să se finalizeze în România. Da, din păcate. Vreau să vă întreb, proiectul acesta continuă? Cum mai sunt locuri pentru noi stele? Am vizitat anul acesta și mai sunt locuri pentru noi stele. Din păcate, cineva din primărie probabil a vrut să mai spargă niște sute de mii de euro și a instalat un mare gong, din punctul meu de vedere, de prost gust, chiar în mijlocul alei celebrităților. Și el ocupă spațiu, să înțeleg, că da, ocupă un spațiu care merita dedicat altor stele. Domnule Dan Barbulescu, în încheiere aș vrea să vă pun câteva întrebări. Aș vrea să ne spuneți ce nu vă place aici, în Australia? Viteza internetului. Comparativ cu cea românească, da? Da. Și ce vă place aici, în Australia? Îmi place cam tot restul. Mai ales să fac surfing. Am învățat puțin surfing. Da. Și bineînțeles să mă distrez cu copiii care ține stă mai mult pe placa de surf. Ca să satisface curiozitatea celor din țară, ce nu vă place la România? Cred că un lucru care
care s-a întâmplat recent apropo de Catedrala Neamului și de faptul că cineva s-a apucat să o construiască. Și conflictul acesta cu bisericile de Dumnezeu, de Dumnezeu îi plac bisericile mici de lemn. Vreau să vă spun că în Lucky Country, în Australia, ultima biserică de lemn a fost distrusă de un uragan. Și în Canberra toate bisericile sunt de cărămidă sau piatră. Deci, cred că în ultimul țări nu îi plac bisericuțe. Și apropo de Catedrala Neamului, e alt lucru foarte interesant. Domul din Milano a fost construit în 6 secole și tot n-a fost terminat. De aici, zicala lor, fabrica del Domo, adică la Sfântul așteaptă. Și faptul că noi cum aveau catedrală un titlu foarte apropiat ne poziționează bine. Și ce vă place cel mai mult la România? Grea întrebare. Tot restul, în afară de această ceartă pe ce îi place de Dumnezeu. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea care ați avut-o de a ne acorda acest interviu. Vă urăm succes în continuare, sănătate alături de minunata dumneavoastră familie. Și oricând vom mai avea ocazia, suntem bucuroși să stăm de vorbă. Vă mulțumesc și Doamne ajută! Doamne ajută!